cum ați petrecut Crăciun? Aia nu se vede. Bine, bine, alături de familie, chiar frumos. Rămâne așa singura perioadă din an când puteți să vă rupeți oarecum de fotbal, să stați liniștiți, că perioada cu Paștele e mai complicată, în general se joacă. Sincer să fiu, n-am putut să mă rup de fotbal, că trebuie să punem lucrurile la punct, fiecare acolo unde suntem și nu vreau să fie un clișeu ce vorbeam mai devreme, dar nu putem lua pauză. Ce ați făcut în această perioadă? Listă de achiziții? Moș Programul Crăciun v-a adus de ceva? m-a adus de prin noiembrie Moș Crăciun ceva, sper să mai aducă și acum în perioada următoare. Programul începem în ianuarie și să știm cu cine, cum și unde plecăm la drum. V-ați fixat un nou obiectiv sau rămâne același pentru Ei, al 2023? în prima parte sper să scăpăm de retrogradare, că nu putem avea alt obiectiv. Iar la anul, așa cum am vorbit cu conducerea de la Baia Mare, sper să avem un obiectiv mult mai îndrăznit și, dacă se poate, să atacăm promovarea. Cum este la Baia Mare? Că bănuiesc că, fiind și altă ligă, veneați din prima ligă, unde erau alte condiții. Am avut o perioadă, poate mi-a trebuit vreo lună să mă adaptez. Am crezut că sunt o persoană adaptabilă așa de felul meu, dar chiar mi-a trebuit o lună să mă adaptez un pic. Oamenii sunt senzaționali, în schimb e o plăcere să stai cu cei de acolo la povești, să mai discuți. Chiar sunt niște oameni extraordinari. Cu ce v-a fost mai greu să vă adaptați? E o distanță foarte, foarte mare de București, e mult mai multă liniște din toate punctele de vedere. Nu e agitația aceea care era la Rapid, de exemplu. Nu știu, lucruri diferite. Și dumneavoastră sunteți obișnuit cu acea agitație? Păreți așa un om căruia îi place agitația, nu prea îi place să fie liniște. Place liniștea, dar în același timp îmi place, sunt și o persoană, cum să spun, cu spirit. Mai povestiți-ne puțin despre Baia Mare, condițiile cum sunt, de exemplu, că toată lumea face aceste paralele, că spune că este prea mare diferența între prima ligă, nu neapărat Baia Mare și liga. Este o diferență, că vin și eu cu gloata cu cei mulți, este o diferență din punct, mai ales din punct de vedere valoric. Condițiile pentru Liga a doua sunt ok. Sunt ok pentru Liga a doua, așa cum am spus. Oraș liniștit, munți frumoși. Cum a venit oferta? Adică vă așteptați să vină tocmai de la Baia Mare? Aveți ceva Da, contacte pe acolo sau? au mai fost discuții și cu alte echipe de Liga a doua, dar ei, cu cei de acolo, a fost așa ceva mai. Am simțit și o căldură sufletească. Cum e viața de antrenor la Liga a doua? Cum? Puteți face o paralelă între ce ați trăit și cum sunteți acum? Am spus, e total diferit. Jucam cu, exceptăm perioada pandemiei, jucam cu zeci de mii de oameni. După aia, în pandemie, la Rapid am jucat și fără spectatori. După aia am avut și terenul suspendat, adică am trecut prin toate etapele. Dar este diferență. Pentru dumneavoastră, această experiență de la Rapid a venit așa într-un moment, parcă ați fost luați dus de val, nu? Cam așa s-a văzut din exterior, că nimeni nu s-a aștepta să ajungeți. Nu știu dacă am fost dus de val. Nu la Rapid, să ajungeți la Rapid, să ajungeți în Dus de acest val să punct, ajung la da. Baia Mare, poate. Nu. M-a dus valul până la Baia Mare. M-a lovit tsunami. Nu, mă refer la faptul că și cu Rapidul dumneavoastră ați mers așa. Am mers olin, pentru că atunci când am fost repus, am spus, am dat un singur interviu și acum mi-aduc aminte unei colege de la alt post de televiziune. Și am spus, m-a întrebat dacă am încredere și am zis, dacă nu aveam încredere că vom promova, nu acceptam. Dar le-ați trăit pe toate, deci La asta la Rapid. ce am trăit, niciun band în lumea asta nu poate cumpăra. Am trăit niște momente senzaționale care nu se pot cumpăra, este imposibil.
și bune și rele. La asta mă refeream mai devreme, că practic ați trăit, v-ați călit, v-ați transformat, ați crescut ca antrenor. Da, care mi-a poate, pe de o parte mi-a fost nu ușor, știu ce înseamnă spiritul Rapidului și l-am transmis mai departe și oportunitatea de a fi antrenor și cunoștințele pe care le dobândisem până atunci mi-au adus o oarecare șansă. Pare că ați jucat așa totul pe o carte, că până la urmă era și numele dumneavoastră în joc, era o șansă? Primul numele era numele Rapidului în joc. Dacă nu reușeam, poate mulți nu știu, dar dacă nu reușeam în momentul ăla, nu știu unde era Rapidul de astăzi. Și iată unde este acum. Este foarte sus, dar repet, s-a muncit mult pentru a se bea apă rece astăzi, s-a săpat mult la fântână, de mine și mulți alții. Și ați trecut și prin momente foarte dificile. Categorii, foarte, foarte dificile, mai ales că nu mai aveam nicio șansă de promovare în Liga a doua, după aceea și în Liga a întâi, că ba, aveam terenul suspendat, ba, luam cât un roșu la fiecare etapă, nu pierdeam, făceam numai egaluri, dar toate astea fac parte din trecut, trebuie să facem pace cu trecutul ca să ne bucurăm de prezent. Multe nopți nedormite, nu? Perioada rapidă, foarte, foarte multe. Și cum reușeați? Cum, nu știu, de la Dumnezeu putere, dar am trecut cu bine. Peste care mi-a spus un prieten odată, ce băi, cea mai mare realizare la Rapid în perioada aia, că a fost o perioadă foarte grea, e că ai rămas în viață, când ai făcut vreun atac cerebral sau vreun infart. Da, apropo, antrenorii simt astfel de lucruri? Îți vâgnește capul, mintea? Da, aici de la om la om, de la fire la fire. Unii sunt mai tăcuți, unii se interiorizează foarte puternic, unii se exteriorizează, alții țipă, alții stau drept, de la om la om. Dar fiecare are presiunea și tensiunea sa proprie. Dumneavoastră cum vă exteriorizați? După Eu, meci? Așa cum am mai spus o dată, trăiesc clipa. Trăiesc clipa și îmi place să mă bucur de reușite ale jucătorilor, îmi place să mă bucur de ceea ce e frumos, iar când lucrurile sunt mai puțin reușite, sunt trist. Vorba trist. Ne aducem aminte că mereu veneați la flash-uri și ne mai spuneați cât o poezie, cât un vers. Era cât un vers spunea, nu cât o poezie. Că poezii o nu strofă. Sunt... erau, cine le simțea, erau mai mult substraturi. Cine le simțea, dar nu poezie, că nu... Transmiteați mesaje prin versurile exact pe care le spuneați după. Asta îmi doream. Inclusiv pentru jucători, pentru conducători, pentru suporteri? Pentru cine erau la momentul respectiv. Nu aveam un... Nu, jucătorii, am fost și cu jucătorii, am avut o relație senzațională, atât în Liga a doua, cât și în Liga a întâi. O relație aparte pe care și acum mai port în suflet pe toți și înainte când simțeam că lucrurile nu mai merg așa bine la Rapid, ascultam o melodie Cargo and Bikers for Humanity și efectiv numai la jucător mă gândeam. Ați lucrat și cu foarte mulți antrenori duri în cariera dumneavoastră și v-aș întreba cum sunteți dumneavoastră după această experiență? Cum ați încercat să vă creionați nu, ca antrenor? Cum sunt eu? Nu copiez pe nimeni, îmi place să mă inspir de la anumiți tehnicieni, chiar îmi place să, normal, pentru a progresa urmărești, dar îmi place să fiu eu original, cu bune și cu rele. Nu sunt un antrenor cu urlete, cu țipete, nu sunt genul ăsta. Îmi place să fiu respectat efectiv atât cât eu respect jucătorii, exact același respect îl vreau și din partea lor. Iar din punctul meu de vedere, respectul nu înseamnă că dacă urlu tare pe vestiar sau sparg trei sticle sau pahare, mamă ce autoritar sunt.
dar poți să te devii, scuze, poți să devii autoritar și cu zâmbetul pe buze. Apropo, de exemplu, după o repriză mai slabă, când simți că jucătorii dorm efectiv pe teren, nu le iese absolut nimic, cum pot fi treziți jucătorii fără să arunci cu sticle prin vestiar, cum practică foarte mulți? Da, asta, poți să vorbești pe un ton mai aparte, poți să spargi și sticle, că se întâmplă, nu? Asta nu înseamnă că eu n-o să spar sau n-am spar sau nu. Ați spar până acum? Am spar parcă o dată, dar nu este o... N-ai... Cum să spun, e de la meci la meci. Nu poți să zici dinainte să zici, dacă e 0-0, vorbesc așa. E ce simți. Și jucătorul simte. Simte când tu vorbești pe limba lui, din suflet, și trebuie să-i explici ceea ce tu îți dorești de la el, în primul rând pe înțelesul lui. Cât de fine este granița între a fi prieten cu jucătorii și a fi aproape foarte de fină. Jucători? Foarte fină. Este foarte fină de a fi prieten și a fi băiat bun. E fină, fină și trebuie să tragi o linie. Ține mult și de școala vieții, de experiență sau de ce ține mai mult? Ține mult și de lucrul ăsta, dar în primul rând ține și de jucători. Pentru că, să vă spun, de exemplu, când eram Liga 4-a, era Schumacher principal și eu eram secund. Erau la Rapid niște jucători cu mari nume, cu greutate, și cum mă refer la Pancu, la Niculae, la Maftei, la Voicu, la Drăghia. Deci, cum ei se antrenau în momentul acela, efectiv, jos pălăria. Asta a ținut de educația lor fotbalistică și de-aia au ajuns și unde au jucat. La Liga 1 la fel. Am avut Săpunaru, Grigore, Junior Moraes, niște jucători și cu experiență, care au jucat și la un nivel foarte, foarte mare, aceeași problemă. Antrenamente top și discuțiile efectiv într-un mod extraordinar. La ce vă referiți când vă spuneți despre discuții? Adică... Pentru că nu este ușor să lucrezi cu jucători cu asemenea personalitate. Mai ales că poate de multe ori nici condițiile de antrenament poate n-au fost cele cu care erau obișnuiți sau fel de fel de lucruri. Și plus că acești jucători, fiind și experimentați și jucând și la un nivel foarte înalt, poate au și anumite ieșiri, sunt mult mai maturi, simt că controlează oarecum vestiarul. Sunt acolo trei nume foarte mari și încă... 10 în curs de afirmare. Nu e de control la vestiarul. E clar că, în primul rând, capitanul de echipă trebuie să fie liderul în vestiar, că da, e capitanul de echipă. Trebuie să tragă echipa, să transmită echipei ce vrea, ce vor toți de lângă, ce vrea antrenorul și așa mai departe. Iar eu, din punctul ăsta de vedere, am fost un privilegiat. Ce îi lipsește Rapidului în acest moment ca să se bată cu adevărat la titlu? Nu cred că îi lipsește nimic. Este în cărți? Categoric, da. Mă gândesc poate la câțiva jucători. Asta, nu știu, eu cred că și așa cum sunt acum, sunt în cărți, iar dacă vor reuși să facă două, trei achiziții importante, mă refer la jucători care să vină ca titulari, nu pentru lot, cu siguranță vor avea șanse mari la titlu. Sunt în grafic. Grozav ar fi o achiziție de top? Chiar nu știu ce... Dar l-ați văzut de când a venit la Petru? E un fotbalist de top, e un fotbalist foarte bun. Nu știu ce poziții își dorește de la Rapid și cum văd ei lucrurile. Da, apropo, este greu să relaționezi cu galeria din Giulești ca jucător? Poate Grozav, de exemplu, ar fi obișnuit, pentru că și la Petrolul e tot o astfel de atmosferă în care fanii sunt foarte implicați. Dar poate vine un jucător de la o echipă... Atâta timp cât, mereu am spus, pentru ca Rapid să existe și să se continue lucrurile, nu trebuie să piară spiritul și de identitatea acestui club. Poate să se întâmple în rest totul pe lângă, sunt lucruri frumoase care trebuie să se întâmple în 2022. Dar acest club a fost ținut în viață prin spirit și identitate. Orice jucător care va veni la Rapid și va da totul pe teren,
până la ultima picătură de energie, niciodată nu va fi, ca să zic așa, apostrofat de public. Întotdeauna va avea respectul publicului. Apropo de jucător, că spuneați că ați fost privilegiat, v-ați regăsit în vreun jucător, mă refer ca temperament, ca stil, ca glume, într-un jucător pe care l-ați antrenat până acum? V-am mai regăsit așa în fiecare câte un lucru. Dar așa, la prima vedere, răsfoind, că trebuie să pătreacă niște nume prin minte. Mi-au tăcut, dar le țin pentru mine. De ce nu vrei să ni le spuneți? Da, le țin pentru mine. N-a fost unul, au fost un pic de la unul, un pic de la altul. Spuneți-ne de sărbători ce ați făcut de Crăciun, cum arăta masa dumneavoastră? Cum arăta, cred că, aproape la toți românii, un Crăciun tradițional l-am făcut anul acesta, chiar dacă poate cei tineri văd altfel Crăciun în zilele noastre, am rămas un conservator din punctul ăsta de vedere. M-am bucurat că am avut, că avem și băiatul meu din Italia și totul a fost exact cum mi-am dorit. Am văzut că ați făcut și un filmuleț, nu? Da, m-a luat el că nu știu și am vrut să-i arăt că știu. Că știți ce? Să dansați? Da, că știam, auzise melodia aceea, dar doar o dată. Efectiv a fost la prima strigare, fără duble. Fără duble? Deci fără. Ați tras filmulețul din prima? Din prima. Să știți că vă prinde acest rol, apropo. Rolul. A avut mare succes pe TikTok filmulețul. Rolul care? Rolul acesta de influencer, TikToker. Nu mai merge cu altul, nu ratul. Ne facem, nu știu, colegi TikTokeriști. Nu am, eu n-am rețele de socializare, sunt genul care îmi place să vorbesc face-to-face. Dar am văzut că sunt tot mai mulți antrenori și prin străinătate, antrenori foarte importanți care au început să fie mai activi. Să danseze? Să danseze, să-și arate pătrățelele. Nu știu dacă sunt, la mine nu e cazul cu de pătrățele, cerculețe pot să mai arăt dacă e, momentan, mai lucrăm la pătrățele, dar... Nu știu, la cei cu nume din străinătate, nu știu dacă sunt ei sau au o armată de marketing în spate. Dar v-ați gândit la un moment dat? Adică vă sură de ideea în ce tavără, mai ales că aveți acest spirit. Nu, în momentul ăsta nu. Dar v-a propus cineva vreodată, nu știu, să jucați în vreun film, în teatru, stand-up comedy, ceva de genul? Că când cu siguranță ați atras atenția de-a lungul anilor. Când eram la școală mai jucam până... Mă luau la, cum ne luau trei sferturi în clasă, diferite de roluri ce erau. Și vă plăcea atunci? Acum da. Păreți foarte natural cu... Da, așa am fost și eu să fiu mereu. Dar da, mi-ar plăcea să joc. Într-un film chiar mi-ar plăcea. Și cu ce să fie? Adică unde vă vedeți? Ce fel de film? De acțiune. De acțiune? Și ce rol să jucați? Mai multe roluri, depinde. Mi-ar place să fiu un Gheorghe Dinică. Am înțeles. Spuneți-ne despre copilărie. Mergeați cu colindul, cu plugușorul, cu sorcova? Mergeam. Da, mergeam cu fratele meu. Unde v-ați petrecut copilăria? În cartierul militar. Și n-aveți bunici pe la țară unde să vă duceți? Nu, deci, n-am avut. Toată n-am copilăria s-a legat de... De București, n-am avut. Părinții mei, ei din București, bunicii din București, n-am avut. Și ce primeați când mergeați cu sorcova? Ce? Se dau și acum. Mere, pere, în pană. Și acum am primit de la Baia Mare mere, pere, gutui, dar sub altă formă. Am înțeles. La litru, nu? La litru și cu mărgele. Sunt bucate bune la Baia Mare, acolo în zonă, nu? De ce v-ați îndrăgostit așa la prima vedere? De oameni. De oamenii de acolo. Oamenii sunt, m-am spus, e viața aceea care, fără agitația asta, chiar dacă, cum am spus, că toate sunt o persoană agitată, dar e viața aceea mai umană. Ați avut vreodată vreun moment mai special în care ați spus un vers așa din suflet și ați văzut că reacționează vestiarul, grupul, mă refer în legătură cu fotbalul?
chiar da, reacționa vestiarul, mereu a reacționat, pentru că eu în primul rând mi-aduc aminte după primul meu meci care am luat bătaie cu 3-0 când am făcut niște interviuri mai atipice, ca să zic așa, flash-uri. Atunci mi-am dat seama că avem forță. Că avem forță și eu trebuie să transmit. Avem forță, mă refer la noi toți ce eram în vestiar. Și a reacționat vestiarul. Pentru că au simțit jucătorii, dacă ați observat, niciodată eu nu am spus la vreun interviu sau ceva vreodată de vreun jucător că a greșit la nu știu ce fază sau am pierdut, că au fost jucătorii nu știu cum sau n-au respectat ceea ce am spus. Mereu am fost de principiu pierdem și câștigăm împreună și mereu am fost cu ideea că lucrurile negative să le facem în vestiar, să le îmbunătățim. Apropo de copilărie, cum v-ați apucat de citit cărți? Că știu că spuneați că acum nu mai aveți timpul pe care... Păi, nu prea atunci, noaptea, nu prea aveam ce faci. Dacă cei ce țin minte, chiar nu aveam ce faci. Dar toată ziua eram fotbal, școală, fotbal, fotbal. Seara când ajungeam în casă, mai nu aveam ce mai... Mă băteam cu fratele meu câte puțin și în rest n-aveai ce și să când faci. Se făcea pace, treceați la... La studiat, nu? Nu studiat, aveam... Citeam că banii de la școală de citit și după aceea erau... Mai citeam. Toți cei de generația mea, cred că au citit mai mult decât cei de astăzi. Apropo, în legătură cu poeziile, aveați și memorie bună să ții minte versuri întregi? Da, le ții minte că... Adică toate, sunt luate, toate sunt luate din viață. De exemplu, stăteam acum cu un prieten chiar aici și vorbeam de, spre el o poezie. Nu vreau să greșesc, capul Măriei sale de la Torda de Adrian Păunescu. Nu să nu greșesc titlul. Efectiv, noi vorbim că suntem nație de nu știu cum, acum am devenit. Da, ați văzut. De atunci... Exact asta întreabă. Unde eram noi când n-am mai fost capul Măriei sale? Apropo, că și viața dumneavoastră bate filmul, nu? Așa că ați trecut prin atâtea cred că lucruri. Da, cred că da. Am trecut și chiar prin multe și faptul că Dumnezeu mi-a dat șansa să antrenez rapid, să promovez cu rapid, a fost poate o compensație umană, materială, nu o lăsăm deoparte, dar cred că a fost o compensație pentru tot ceea ce am trăit de-a lungul vieții la și pentru rapid. Și da, am avut o viață agitată, ca să zic așa, din toate punctele de vedere. Apropo, până să înceapă această aventură la rapid, când toate reflectoarele erau supra dumneavoastră, ce ați făcut înainte? Cum arăta viața dumneavoastră până în acest Eram la juniori. Am fost la juniori, la echipa a doua. Am jucat fotbal la Rapid, da, am știu. Debutat foarte de tânăr. Cam asta ce era. Cum vă descurcați? Că știm foarte bine, de exemplu, la juniori sunt salarii destul de mici, mai mult așa din plăcere. Dacă păta experiența. Eu cred că perioada petrecută la centru de copii și junior m-a ajutat foarte, foarte mult, pentru că am întâmpinat acolo foarte multe greutăți pe care a trebuit să le dezlușesc singur. Adică acolo e și doctor, e și antrenor, și delegat, și vize medicale, cam și cel tată, puțin și mamă și... de toate. Și am avut o grupă pe care... Din punctul meu de vedere, grupa 2001, cei născuți 2001 la Rapid, niște copii extraordinari care au rămas lângă club când alții au plecat de mult, vorba cântecului. Apropo, că în fiecare an sau sezon apare așa cât un antrenor care n-are licență, dar face minuni. Că ați fost dumneavoastră atunci cu Rapidul, acum văd că este Mihai Pintilii, antrenorul cu reflectoarele deasupra capului. Da, și asta cu licențele... Până să
deci când a început campionatul, până să avem acele rezultate foarte bune, n-a zis nimeni nimic. M-am trezit înainte de meciul de la Arad, cu câteva ore, că mă striga Nico, vino să vorbim. Zic, lasă-mă că am treabă, vino. Mi-am dat seama că vrea să zică ceva și mi-a zis, s-au părut așa niște lucruri. Astea sunt regulamentele, n-avem ce să facem. Dar licența asta, eu n-am vrut să o fac mai de mult, cu totul alte motive. Nu am vrut, pur și simplu că aveam școala, dar nu mi-au plăcut mie anumite lucruri la momentul de acum 20 de ani sau când... De vă referiți la școala de antrenori și la metodele de nu acolo. Mi-a plăcut și mi-am văzut de treaba mea, dar e normal că trebuie făcute toate cursurile, dar iar faptul că m-am dus în Moldova nu a fost pentru, cum am spus-o de atâtea ori, nu am avut nevoie, că am bacalaureat, ca să știe toată lumea, am cursurile la zi, am făcut în România licența B, că nu putem să o iau dacă n-aveam bacalaureat, m-am dus că a fost pandemie. Atât, deci acesta a fost singurul motiv. Singurul motiv și nu se făcea în România. Dar cum ar trebui tratat acest caz? Că vedem, vin tot felul de exemple și care ne surprind plăcut. V-am zis că au fost de-a lungul anilor și Poenaru până la urmă când au obținut cu Clinceniu, Croitoru. Până la urmă, ce ar trebui să se întâmple în România? Cred că, în primul rând, eu n-am fost un jucător internațional de seniori. Am jucat la Naționala de Juniori a României. Dar cred că, în primul rând, cei ce au îmbrăcat cu echipei naționale și au un număr de meci, ar trebui să nu poți să stai 5-6 ani, poate chiar mai mult, să ajungi la licența pro. De exemplu, am stat cu Pancu și cu Maftei, am făcut împreună școala de antrenori, am stat 2 ani de zile. 2 ani. 2 ani am mers aproape de atâtea ori la IEF, la... În Moldova. Nu. A, ziceți la noi. La noi. Da. Până la licență, da, să faci școala de antrenor. 2 ani, adică oftim, nu zic de mine, dar ei totuși au jucat la un anumit nivel și pentru echipa națională te trezești. Da, foarte mult, mi se par niște pași mulți. Și poate și aici ar trebui să se facă o delimitare între cei care au făcut fotbal de performanță și probabil știu și cei care se duc să facă cursuri de antrenori de plăcere. Da, și până la urmă sunt și costurile foarte mari, mai ales pentru licența pro, sunt niște costuri destul de mari, care poate sunt... Trebuie să faci un prumut în bancă dacă n-ai avut. Da, poate sunt antrenori care au aptitudini și poate nu poate să-și permită atâtea aceste costuri. Dar... Așa cum a spus și dumneavoastră, viața a demonstrat că pot și cei fără. Bun, să știți că nouă ne este dor de versurile pe care le recitați. Spuneți-ne acum așa, la n-ați pregătit nimic, dar ce vă vine în minte? Că probabil și telespectatorilor le este dor de Miță Iosif de la Flash-uri. Nu, să vedem, sper să ne revedem la un moment dat în Liga 1. Sper să progresez și eu din în funcția asta de antrenor și aș vrea să fiu cât mai mult pe lângă dumneavoastră, alături, să nu cum era cum cântecul lui Iris, și când eu nu voi mai fi, vă veți aminti că a fost odată Iosif. Și Colinde, ceva, un mesaj pentru telespectatori? Colindele cred că au ce mai plugușorul, nu? Plugușorul. Dacă știu pe 31. Da, plugușorul. Ce vă mai aduceți aminte din plugușorul? Îl știu, că îl știu pe mare. Nu, le doresc tuturor spectatorilor, iubitorilor de fotbal, un an nou fericit, cu multă sănătate, chiar dacă sănătoși au fost cei după Titanic. Dar este cel mai important lucru. Fiți fericiți mereu cu zâmbetul pe buze, iubiți fotbalul și la mulți ani!